Bună ziua, dragii mei! Aș vrea să vă zâmbesc mereu, cum fac întotdeauna. Însă trăim momente dramatice și sunt tristă. Sunt tristă pentru un război nedrept, dacă poate fi vorba de un război drept. Sunt tristă pentru că acest război este un război a fraților contra fraților. Este un război a copiilor împotriva părinților. Cineva spunea, și poate pe drept, chiar dacă nu mi-a plăcut, spunea, nu este drept să luptăm noi tinerii pentru un război pe care l-au început bătrânii. Ce să spun? Sunt tristă și uneori îmi curg lacrimile de durere pentru toți cei care trebuie să-și părăsească casele, satele, orașele și să meargă în pribegie. Pentru mamele cu copii în brațe, care plâng, care nu știu ce înseamnă război și sper să nu știe, să nu afle niciodată. Cu mult drag, cu cât pot, dacă mi se cere ajutorul și dacă văd că trebuie, mă duc să dau o mână de ajutor. Dar, mai întâi de toate, cred că fiecare ar trebui să trimitem un gând de pace, de iubire în univers. Poate așa ajutăm în cel mai mare stil. Eu am... De fapt, vreau să vă recit o poezie a unei poete care se numește Aurelia Oancă. Este o poezie profundă care ne vorbește despre pace, despre ce altceva în aceste momente. Îi mulțumesc, poete, pentru că a scris această poezie, iar este nemaipomenită în aceste momente de spus aceste versuri, de ascultat aceste versuri și de pătruns aceste versuri. Poezia se numește Ce-i pacea? De a întreba o pasăre în zbor, ce este pacea? Unde crește ea? Cu pana ei va spune tuturor, e pace când e bine în țara mea. Pădurii de-i vei pune întrebarea ce-i pacea și ce reprezintă ea. Prin frunza ei, ce vede în margini, zarea va spune îndoină, asta e pacea mea. Izvorului ce susără în maluri aceeași întrebare de-ai să-i pui, îți va răspunde prin duioase valuri, e pace unde-i liber orice pui. Pe câmp întins te rătăcești străine și îl întrebi ce-i pacea pe pământ. Cu roșii maci și zumzet de albine îți va răspunde astfel un cuvânt. Tu, omule, cu gânduri și speranțe, tu... Ce răspuns ai da la întrebare, ce-i pacea? Spuse omul în romanțe, e liniștea ce crește în popoare, e câmpul, zarea, bucuria vieții, e vremea când ne creștem pruncii mari. E timpul când în versuri spun poeții că trebuie să fim mai solidari. Aceasta a fost poezia, dragii mei. Sper că a ajuns la sufletele dumneavoastră. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat. La revedere, să aveți o zi minunată și Doamne ajută pentru cei îndurerați.